Aș vrea să vă spun în primul rând că am venit în întâmpinarea doleanților pensionarilor și a oamenilor care vreau să facă tratament și nu aveau posibilități materiale să meargă într-o stațiune sau undeva. Și aici am făcut mai multe modernizări. Cabine pentru dezbrăcat, grupuri sociale, fântână cu apă potabilă pentru ca oamenii să poată spăla pe față. Am amenajat cele două lacuri mici cu scândură și am făcut pentru plaje, dacă vedeți, s-au făcut din lemn postamente. Am amenajat pentru aerosoli, am amenajat băncile și umbreluțele, dacă vedeți, coșuri de gunoi și cred că cu ajutorul primăriei și a domnului primar am amenajat drumul, s-a pietruit drumul și s-a excavat din lacul de sus, un lac de unde se acumulează apa sărată și cred că se face plinul la celălalt lac sărat. Sigur, eu am început având în vedere faptul că avem aceste bogăție a apelor sărate concentrate care trebuie să le exploatăm în folosul oamenilor și cred eu că merită făcut acest efort. Acest efort nu l-am făcut singur, l-am făcut, așa cum am amintit, cu Primăria Municipiului Dej și cu domnul primar Morar Costan, cu firmele ASI Exim, Alerad, Mexom și Vazrom. Eu țin să le mulțumesc în primul rând celor care au venit dezinteresați și au făcut acest efort în binele celor mulți și ce să spun, să le doresc sănătate celor care se tratează aici și să aibă o viață cât mai bună. Da, în primul rând, după cum bine știți, în urmă cu un an de zile am finalizat marea investiție la zona de agrement Oroc, cu o investiție de 2 milioane de euro pe fonduri europene și această investiție are un lac natural sărat de aproximativ 600 de metri pătrați. În apropierea acestei investiții avem aceste două bălți care, de fapt, datează după timpul romanilor. Au fost două guri de mină, în urmă cu 2000 de ani, aici în apropierea drumului romanilor și faptul că au fost intrările în mine este și o zonă foarte, foarte sărată, cea mai sărată zonă din Dej. În aceste două lacuri mici, de suprafață mici, undeva de 50-60 de metri pătrați, se tratează foarte mult cetățeni din municipiul Dej și din zonele limitrofe Dejului. S-a făcut această investiție acum de domnul deputat și cele patru firme pe care dânsul le-a amintit, evident cu sprijinul primăriei. An de an noi am făcut amenajări, dar acum s-a făcut o amenajare capitală mai mare și dorim în fiecare an să venim la îmbunătățirea zonei respective pentru că foarte mulți dejeni vin pentru tratamente și am discutat și cu directoarea spitalului. Tratamentele sunt foarte utile pentru reumatism și pentru alte boli care, fără să vrea cetățenii municipiului, deși cei care sunt mai ales în vârstă, trebuie să fie tratate în această zonă. Luați în calcul să legați această zonă de parcul balnear, te rog, să existe o legătură între cele două? Da, da, pentru că aici este apa cu mult mai sărată și tratamentul este mai util aici, dar în același timp vreau să vă spun că nu o să fie niciodată taxă în această zonă. Pentru că sunt oameni care nu au posibilități reale să vină în zona de agrement Oroc, unde prețul 5 și 10 lei, aici o să amenajăm și la anul cu mai mari investiții și noi primăria și firmele private și domnul deputat.